As Carl said, right now I'm posted here to the U.S. Embassy, and I am a Foreign Service Officer in our right now, as far as the Navy Reservist, I'm in the individual Ready Reserve. So, I do not report to any direct unit, but I have to maintain my readiness to myself, and once a year, I report that readiness to the Navy. When I go back to Washington, I'm back in the main office on 22 C Street. I get to go back to the Select Reserve, and I can either be a senior officer or else a commander of a unit in the Washington, D.C. area. So, that's the flexibility I have as a reservist. Depending on my civilian job, I have different categories which I can go back and forth in. Reserves, as the Colonel said, we report through the federal system, not the state system like the National Guard. And in addition to being citizen soldiers, this is really how the military does more with less and reacts quickly to a world that's higher technology, with faster threats coming at us all the time. And I would say in your careers and for the military that we have serving alongside us in Afghanistan and before in Iraq, every day they operated with a reservist, whether they knew it or not, because we're that integrated with our active duty, especially in the Alea sunt bucurie pentru că mai putem să ne punem la bătaie neuronul cu lucraș de inteligență care pot să poate să producă soluții, probabil asta ne-a schimbat la esenții, o anumită soluție. Și am să plec într-o, cum să spun, abordare cât se poate de sistemică. Puterea unei națiuni vine în primul rând din capacitatea ei de a se organiza. 2. Securitatea este o necesitate existențială a oricărui popor, numai că între timp, din păcate, a devenit o marfă și trebuie cumpărată. 3. Atenționăm în 1996 că vom parcurge o epocă de cel puțin jumătate de secol sub deviza de la războiul rece la nesfârșită pace fierbinte. Suntem în interiorul acestei concepte. 4. Structura, cantitatea și calitatea forțelor este în funcție de viziunea liderilor politici asupra viitoarei confruntări. Ori doar mici amenințări jucăușe, ori agresiune directă. Dacă nu s-a stabilit ce fel de ținte suntem, ne vom juca la nesfârșit cu fel de fel de modele, modelaje, încercări, dar mai ales eșecuri. 5. Este foarte important, și vă rog să rețineți, că România nu trebuie să-și mai permită, în cazul în care este obligată, să intre într-un conflict armat. Nici un fel de eșec. Singura strategie, domnule general, pusă pe masa națiunii române, este strategia victoriei.